în ultimele zile, subsemnatul, pe persoană, a depus contestații la tribunal și judecătorie împotriva hotărârilor birourilor electorale municipale și județene pentru faptul că, cel puțin sub două aspecte, candidatura AUR este ilegală, a partidului AUR. Unu, am contestat candidaturile consilierilor și a primarului, respectiv a președintelui consiliului, candidaților la președinția Consiliului Județean, Rector Cârlige și Simion, deoarece lista lor de susținători are sigla Alianței AUR și nu a Partidului AUR, dar bineînțeles că nu am avut câștig de cauză, deși toată lumea n-a avut dreptate. Iar al doilea aspect a fost faptul că, conform statutului, articolul 47 din statutul AUR, prevede că listele de susținători și listele de candidați trebuie semnate de președintele partidului și secretarul general al partidului filialii județene. Ori AUR-ul și-a sacrificat coordonatorul, cum am văzut domnul Turac, a reușit domnul Cădrigea, deși s-a jurat cu mâna pe inimă că prietenul meu și sunt metehnele vechi ale facțiunii Cădrigea, că nu-și dorește președinția, că e prietenul lui, că dacă așa vede domnul Cădrigea prietenia între doi oameni, să meargă înainte. Electoratul vede și o să-l taxeze. Ori Partidul AUR nu are președinte și secretar general. Pentru că nu au avut conferință județeană, ori statutul lor prevede președinte, nu președinte interimar și secretar general. Am contestat de asemenea și acest aspect. Am ajuns inclusiv la Curtea de Apel Galați, unde m-am dat seama că PSD are nevoie de AUR. Clar că la Brăila PSD nu va face, nu va să-i pragă de 50% și atunci o trebuie să facă alianță. Iar cea mai comodă este alianța în familie, alianța cu AUR. De ce în familie? Pentru că mergem înainte cu același sistem de nepotism, de cumetrism, de și așa mai departe. Am văzut în presa locală, online, câteva articole în care erau prezentate și doamnele de AUR ale AUR Brăila. Am văzut acolo oameni de mare moralitate și oameni cinstiți, femei cinstite, femei de AUR, și din ce știu eu sunt candidată la consiliile respective, pe poziții fruntașe, 3, 4, da. Ăștia sunt oamenii, din păcate, membrii vechi ai AUR-ului, se regăsesc de la poziția, să zicem, în jos. Domnul Mușcelean, chestia asta cu femei de AUR e foarte delicată. La ce vă referiți? Păi, eu am specificat, conform articolului raport în presa locală, am văzut acolo că sunt date două exemple cu o doamnă care a fraudat vreo câteva miliarde de lei la primăria Brăila, conform declarațiilor primarului Dragomir, și o doamnă care... La cine vă referiți? Nu știu numele, cred că e vorba de doamna Baba, nu știu. Nu știu. Nu știu numele, nu vreau să... Și de o doamnă care e o poziție fruntașă, care nu respectă cei patru piloni ai Partidului AUR, unul dintre ei fiind familie. Se pare că ei a făcut niște gafe, niște gafe. Dacă luați articolul, să vedeți acolo să ce e vorba. Le-am citit și eu de mână zi. La ce articole vă referiți, domnul Mușcelan? Eu habar n-am la ce vă referiți. Păi, ar fi trebuit să știți. E vorba de un articol în care... Apărutul, da. Imediat să vă spun. Imediat. În mediul online, apărut. Păi, nu știu, niciunul de zis. Imediat, imediat, pot să... O să imediat o să vă citesc.
Da, nu e de la presă, se pare că... Le-ați băgat în ceață. Nu, nu, uitați. Da, este în mediul online, într-adevăr. Este postat... de un domn în care spune o altă doamnă de aur este Mihaela Baba, nașa doamnei președinte, care președinte nu știu, ea nu a furat bărbatul altea, ca fină, dar a furat banii primăriei, vreo 15 miliarde, după cum ne-a intervat domnul primar, în funcție. Primarul Dragoș, da, primarul municipiului? Da. Dar mă rog, astea sunt niște chestii apărute în online, nu știu cum ați scris. Vreo 5 ani când erau cei cu masitații pe piață și pe de-a spus. Da, asta se vede. Eu n-am făcut decât să constat treaba asta. Nu prea elegant din partea dumneavoastră ca bărbat să vorbiți despre moralitatea mărturilor. Da, nici eu am vorbit despre doamnele de aur, de bijutierii de la din Brăila. De ce? Ce am făcut? N-am făcut decât să le fac reclamă. Gabi Mușanu face reclamă acum la doamnele astea. Nu respectă pilonul acela, unul din cei patru piloni ai aur, familia. Păi sunt și alții care au respectat în mod repetat pilonul ăla de aur, familia. Adică și-au făcut mai multe familii. Deci, păi, oameni care respectă, da, da. Din plin respectă.